Salută, fratele Goracu, și bine v-am găsit la un nou vloguleanu. Stai aici cu Uțanu, care nu-ți mai dau numele, mă, fără bipul, Adrian. Bă, și pe Instagram-ul tău și pe YouTube-ul tău. Bă, salută, fratele, și bine v-am găsit la un nou vloguleanu. Am ajuns la Adrianos acasă și mergem să-i facem, nu știe că venim. Știe, practic, dar nu știe când ajungem. Așa să facem o surprizeanu. Avem noi un sketch de filmat de vreo o lună plănuit și nu prea filmăm. Aș vrea să-mi scânte între care vreți să intrați la el în casă? Ne primești pe noi în, stai în casă? Stai acolo, ce ți-ai trăit din casă? Hai, te rog. Bă, ești nesimțit? Ne primești și pe noi cu... Normal, ți-am făcut și cafea, veni să-ți fac cafea, că vrei să bei cafea la mine. Aaaa, bravo, dragul meu! Ia uite ce frumos e la tine aici. Ia, ce mi-ai făcut? Cafeluță cu lapte? Da, cană din Istanbul. M-am zis că se îngheiți direct să moară fata mea de muncă. Bă, uite, eu am venit cu vlogul, nu ți-am zis că vin cu vlogul, dar... Facem și noi clipul ăla? De o lună îl tot avem pe hârtie. Hai că-l facem, dacă e. M-ai sunat aseară la 2, de la 2 dimineața, n-am mai dormit, bă. Voiam să văd cu cine ești, bă. Cu cine poți să fiu, mă, la mine acasă la 2 noapte? Eu știu. Bă, ne bate Oana și pe mine și pe tine, mă, și bă, ăsta nu, eu nu știu, mă, ce are băiatul ăsta în cap. Când îmi dai bani? Când îmi dai, mă, bani? Bă, mă, rupe lanca asta pe tine. Stai, mă, cu minte, ce ai? Bă, ești prea nebun. Dau un telefon. Ești prea nebun, ce faci? Stai, cu minte, că a jumătate București? Dau, îți dau. Intră rău alertul dacă te-ai un telefon tu. Da, mă, ne-am strâns și noi astăzi aici să, ca să avem de unde pleca. În mare parte, astea sunt echipa mea. Alții n-am mâncat așa. Ia uitați aici, pozele le-am primit de la dacă șapte. Pui asta pe vlog, te bat. Ce-ți faci tu promovare cu pozele tale pe vlogul meu? De fiecare dată vin la el, mă servește o cafeluță frumos, bine. Că ia Larisa de ceafă. Nu mă zice, bă, că ieri am un comentariu că mă controlează femeia și că sunt sclav. Ce? N-ai pus tu, mă, clip? La bă, că pun eu altceva. Da. Dar băi, nu vreau Adrian, să vin alții la mine în casă, îmi zic că Adrian, tu știi că eu sunt poponar? Mamă, voiam să fac o glumă proastă, dar... Mamă, zi. Nu, mă, nu zic. Zi ce vrei tu. Hai, zi. Te nu, mă, adevărat. E super proastă. Hai, le arătăm și noi omului lor. Ce vrei, mă, să arăți? Am primit cu vlogul. Da. Da. Ok. Despre ce vrei să vorbim? Vreau, dar să știi că trebuie despre... să mă duc la magazin să-mi iau și o țigară, că nu mai am. Vreau să vorbim despre treaba asta cu... De ce, nu știu dacă ai observat, dar se promovează foarte mult nu în valorile. Stai, bă, ce faci, mă, tu mi-ai citit mie în telefon ideile mele de vlog și le facem la tine pe vlog? Bă, zi, mă, filmăm și noi azi? Da, mă, lasă-mă, că să mă duc și să iau niște țigări să fumez. De câte ori vin la tine, faci și degeaba, frezi ciocan. Hai, du-te, ia țigări. Deci toată munca... Bine, nu toată munca, iartă-mă, că te-am văzut că te-ai uitat așa la mine. Bă, ăsta nu știe, mă, să facă vlog, e termin. Am luat camera, nici nu comentează la mine, sperează nici. Stai, mă, drept. Haide cu mine, fratele. Am magazin. Să-i luăm. La nu l-am întrebat dacă vrea și el ceva. Asta, da. Bă, a venit cu noaptea, că a văzut că l-am trezit eu la 2 dimineața, sau loc că l-am sunat, i-am zăpăcit. Ce are, mă, că eu am vrut să văd dacă, că eu știu că nu prea doarme el, știți? Pe la orele alea. Așa e, nu? Da. Uneori nu doarme. Uitați jec de mașină ce are. Na, uitați, mă, jec de mașină. Bă, așa mașină, mă. Și mai e și youtuber care se respectă. Asta că eu fac, eu să. Dar nu eu fac pentru faza asta, că auzi că l-am deranjat, că, dragi călați. Bună, pot să mă filmez și eu în magazin? Nu filmez pe nimeni. Nu, nu, mamă, dar ai închis și ușa. Nu, bă, nu pot să, să mă filmez în magazin. Am luat aici. Am luat 17 ouă. Am luat niște bulion, două de alea de făină și hârtie igienică. Dragilor, nu știu, mă, ce să zic, eu vreau să-i vandalizez mașinilor asta. Fac acum eu lucrul acum. Mamă, ia uitați ce avem aici, avem și astea. Avem aici astea, asta că-l fac eu. Auzi, n-a dormit bine aseară din cauza mea. Dăm așa și pe parte.
Nu, eu cunosc câțiva oameni. Ei, băi, ești nebun ce am făcut, am pus-o în ochi. Era pe ceață, mă arătam. Doamne, că trebuie să mă grăbesc, că până ai... Băi, nebun, uite ăla că stă la magazin 5.000 de ori, așa. Dă-l, mă. Prea face figuri cu mine, avea, vine și la mine, ești nebun. Așa viața, așa. Așa, uite, facem și din alea. Gata. A? Vezi? Ia, m-am murdărit, m-am făcut. Mă vede asta în casă, acum mă treabă ce. Să mă șterg așa. Mi-am bătut cu zăpadă. Hai. Video și așa. Îi zicem două conacule. Știi cum ești la magazin pakistanii, jiranie, îmi dă ăștia. Bă, dar cu adă mări la magazinul ăsta la ora asta, mă, ești nebun? Bă, dacă zic că nimeni zice. Hai, te pup, ceau. Conacule. Bă, frate, ce crezi? Nu mai sunt român la magazinul. Adică. Bă, s-a umplut aici complexul de iranieni, de pakistanieni, e nebun, adevărat vorbesc, nu fără Caterinca. A? Da, că i-a luat ăștia la muncă. Du-te, dar nu pleca, hai dă-te în rasa ta. De fapt, tu știi că așa, nu ai bebe. Gata, bă, o luăm din loc, că s-a furat curent. Ce mă merge? Omul, ce? Acum vrei să scap de mine? Să mai stai, conacule. Bă, să sperăm, de fapt eu cred că, vezi că am lăsat notițe la tine. În sfârșit am făcut și noi toate notițele, trebuie să filmăm acum. Da. Poate apare ăla. Te pup, frate. Mă mai conduci? Am hai, dau. Poți să filmezi tu ca să... Am luat tu? Da, da. Deci dacă rămâne... Ce? Păi, ce asta? Voi ați făcut, mă, treaba asta? Băi, ne simțim rău de tot, băi. Vii la mine, tu arde cu text aici, că te-a trezit la două dimineața. Da, mă, să mă lasă asta, băi. Doamne, și ia uitați-vă ce pe mașina mea, mă, voi. Da-astea faci, băi! Dar lasă viața, bă, că nu ți-am dat cu multe pe ea. Uite-mă ce n-a făcut ăsta, bă. M-am dus la o țigări și n-a gat. Bă, ești nesimțit rău. Ești viața mea. Stai, mă, că mi-a făcut ăștia mașina praf. Bă, te m-a sunat Dominic, că te știu. Stai, mă, bă, mamă, te bat prostule. O spăl în sânge. Păi nu știu să zic acum. Vreo 200. Bă, ești prost. Hai, pa. Nu-mi faci! Mamă, cum de boschetat! Bine, nu-mi faci! Ești un nesimțit! La vină, mă, dacă ai liber! La vină, păi fugi de mine, ești mechi, uite unde stă! Dau telefon, mă! Cu ce-i da, mă, cu sos de roși? Dacă mă, de aici, nu mă mai filma. Bă, te bat rău! Ratatul dreapă! Dacă nu mai mers asta după mașină, te schilodesc. Hai, vreau să le dăm cu hai, hai, mamă, îl bat. A căzut, e pe burtă. Uite, mă, ce prost e. Bă, te bat rău de tot, bă, aude lumea. Uite, mă, Doamne, mâncați ce ești gura, da. Uite, mă, ce mi-a făcut ratatul pe mașină, bă, băiatul. Uite câtă făină am pe ea, mâncați ce ești gura, da. Bă, ce animal prost. Uite cum s-a lipit asta. Așa te învață ăștia pe tine? Asta zic. Am o viața mea. Dacă nu e o cochiul lui forță. Am o viața mea. Nu da, nu da. Nu încă. Să mă mai vezi că mă activez pe bucă. Să mă arăt familia mea, începând. Gata. Teric. Știi cum am învățat Cosmin ăsta? Uite ce am făcut pe mine, uite-te și tu. Aaa, da prost. Asta e parcare privată, nebunule.
Ai parcat și pe două locuri de parcare, ca handicapații. Mamă, băi! Da, una acum de... De-aia te-ai dus tu la magazin, vrăjeală, nu? Mă, nu-ți iau țigări, mă, nu mi-am luat țigări, ce ești prost? Țigări. Te pornește mașina, n-are nimic. Eu, ce prost ești. Ce, surate-i? E ce? Bă, dar miroase urât, bă. Du-te și adună stică, da. N-am. Băi, prostule. Adună. Am un cambal la mine, ce ai? Bă, faci pe mine, da? Aici era. Ia vezi, a luat pungă pentru apă. Buță. Ce? Dă mă zică. Bă, Adriane, bă, mâncați și ta. Uite ce știu mașină ce e acum. N-am vrut o mașină. Bă, nu ai vrut o mașină. Păi n-am vrut să dau mașină, ce ai? Trage-ți racleta aia jos. Păi uite că trage terciul ăsta jos. Păi da, dar închide ușa. Dar închide ușa mai întâi. Lasă că o fac interior-exterior acum, ce să mai... Are și arfe, mă, face, are bandă interior-exterior. Uite-te și tu. Mamă, să vezi ce te bat, mă, du-te, mă, aici, ne simt, sit. Băi, băi, și de mai de asta. Da, făcut. Băi, te băgăm. Du-te, pleacă, lasă-mă, dau. Băgați-o și... Păi eu nu văd nimica. Mamă, mâncați și a tauți. Ama, ac și de cu jocul tău. Mamă, uite, mă, coi, lasă-mă, mă filmez să moară, mama, dar nu... Gavaș, la amândoi. Unde e supărător e pe aici, oț? Să-mi bap în gura ta, de boschet. Filma. Ce a fost în capul vostru, mă? Zi! Ne-am distrat și noi. Ne-am distrat. Mamă, proștă, o b***a. Ia urma cu dăpat. Moșule, câte mașini murdare ca asta ai văzut, sincer? Sincer, sincer. Niciuna. Adriane, ce-ți face fratele tău pentru treaba asta, nu ți-a făcut nici mama lui mama ta. Deci ce-ți face fratele tău? Deci, când am venit în coacea râs, deci toată lumea care mă vedea râdea de mine. Toată lumea e nervoasă, nu? Dar eu ce să mai zic, moșule, că am găsit mașina așa. Auzi, a zis băieții ăștia că n-am mai văzut în viața lor mașină murdară așa. Te fac de om neom. Deci pe afară s-a făcut, dar uite în interior ce mai e. Uite-te aici, da, da. Uite și tu, mi-a dat în asta aici. Da, da, mă. Uite, mă, ce... Am făcut-o frumos și căgat. Uite, i-am plecat, mi-a rămas astea limba pe aici, ia uite-te și tu. I-am mai dat și un milion, pe mine nu mai zic ce. Hai că a ieșit bine. Vă salută, fratele, vă mulțumesc că v-ați uitat la clipul ăsta, nu uitați de like, subscribe și abonare și toate alea. Ciao.